Școlile care au beneficiat de măști de la Ministerul Educației în perioada pandemiei trebuie să afișeze un poster al proiectului și să trimită inspectoratelor școlare poze în care să fie vizibil numele unității de învățământ, potrivit unei adrese a Ministerului Educației publicată pe site-ul edupedu.ro. Data până la care inspectoarele școlare trebuie să trimită poze la Ministerul Educației este 2 mai. Inițial, măștile de protecție au fost cumpărate și distribuite inspectoratelor școlare din fondurile Ministerului Educației, urmând să fie inițiate ulterior două proiecte privind protejarea sănătății elevilor și a personalului implicat în desfășurarea activităților educaționale în contextul răspândirii virusului SARS-CoV-2, dintre care unul cu aplicabilitate în zona București-Ilfov. Conform procedurilor în cazul finalizării proiectelor europene, este obligatorie afișarea unui poster al proiectului la fiecare școală care a beneficiat de aceste măști. Inspectoratele școlare din toată țara vor centraliza fotografiile cu afișarea posterului și le vor trimite la minister până marți 2 mai.